Ieri la București, în cadrul Consiliului Național al Partidului Forța Dreptei, a fost analizat rezultatul alegerilor din 9 iunie. Alianța Electorală Dreapta Unită, formată din partidele Forța Dreptei, PMP și USR, nu a funcționat conform așteptărilor și înțelegerilor, de aici rezultatele slabe obținute de candidații alianței. Încă nu s-a stabilit formula de atac pentru viitoarele scrutinuri din acest an, dar este cert că în județul Hunedoara, Alianța Dreapta Unită s-a spart pentru că liderii PMP și ai partidului Forța Dreptei nu s-au putut înțelege cu cei ai USR. Concluzia este că n-a tras-o numai acea ședință de la București, Consiliul Național, am tras-o și eu aici la nivel local, că până la urmă ne interesează situația de la nivel local, unde eu am constatat cu tristețe că cel puțin unul din partenerii de alianță nu a fost ceea ce trebuie, nu a tras pentru alianță și ca atare rezultatul pe care l-am obținut la nivel de județ a fost total nemulțumitor. Și la nivel local, mă refer la municipiul Deva, tot din cauza refuzului USR-ului de data asta, vă spun în clar, de a face o alianță și de a scoate un candidat comun pentru primărie, s-a dovedit o soluție politică din partea lor total greșită. Candidatul lor a obținut jumătate din voturile candidatului nostru, mă refer între la cei doi, Lucian Mara și Alin Amititeloae. Sigur că o coalizare serioasă pe dreapta ar fi putut aduce la un alt rezultat. Atâta vreme cât eu sunt președinte la Partidul Forța Dreptei, Organizația Județeană Hunedoara, eu cu actuala conducere județeană a USR-ului nu voi mai sta la masă niciodată, pentru că prin ce momente am trecut cu doamnele, că până la urmă sunt doamnele care conduc USR-ul aici la nivel local, nu-mi doresc să mai trec. Alegerile ne-au demonstrat că, de fapt, aici vorbesc doar de județul Hunedoara, USR-ul aproape că n-a existat. Deci ăsta este adevărul și trebuie să-l recunoaștem. Dacă nu plecăm cu adevărul pe masă și să ne pregătim pentru următoarele alegeri, vom avea un nou eșec, probabil, aici, la nivel local. Unii se văd pe locul întâi la Senat, alții la Camera Deputaților. Rămâne de văzut dacă se va întâmpla sau nu așa și în ce formulă și cum vor fi stabiliți candidații pentru parlamentare.